Deci, bine ați venit! Bine ați venit! Astăzi vă propunem să vă prezentăm proiectul bugetului raional pentru anul 2024. Deci, ce prevede, care sunt actele legale care stau la baza elaborării proiectului de buget. Deci, în cazul când veți avea întrebări, sau pe parcurs, dacă vor putea aștepta, se face și la final să-mi acordați întrebările care considerați că urmează să le acordați. Deci, bugetul unei autorități publice, fie unități constituite, stat, oraș sau raion, constituie un document politic foarte important pentru un an bugetar, că din începutul 1 ianuarie până la 31 decembrie a anului în curs, deoarece el reprezintă o relație financiară care face legătură dintre utilizarea banilor publici, respectiv și eficiența care se așteaptă în parcursul unui an calendaristic. Deci, ce înseamnă buget? Ca să înțelegem toți ce înseamnă un buget. Totalitatea veniturilor, cheltuielilor și surselor de finanțare care sunt destinate pentru realizarea competențelor stabilite prin legislație, pentru bugetele locale. Deci, actele normative care, și legislative care stau la baza elaborării proiectului de buget sunt următoarele. Avem legea 435, da, privind descentralizarea administrativă, prin care sunt stabilite domeniile de activitate ale autorităților publice locale. Legea 436, privind administrația publică locală, care stabilește competențele autorității publice locale în dependență de domeniile de activitate care au fost stabilite prin legea 435. Avem legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar fiscale, da? Legea privind finanțele publice locale. Hotărârea Guvernului privind numărul 868, privind finanțarea în bază de cost standard pe relief a instituțiilor de învățământ primar și secundar general și din subordinea apelei de nivelul 2. Ordinul Ministrului Finanțelor numărul 208, privind clasificația bugetară și deci setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, de care ne conducem noi în procesul de elaborare a proiectului de buget. Totodată, anual, Ministerul Finanțelor emite circulară bugetară în teritoriu. Deci, avem o bugetară din data de 28 august, prin care au fost comunicate limitele transferurilor preliminare, deci și unele normative de cheltuieli, unele nuanțe care noi le luăm în calcul la elaborarea proiectului de buget. Deci vreau să menționez că pentru anul viitor și vreau să așa să fac o generalizare, că pentru cei care poate mai puțin sunt implicați în proces bugetar, da? Unde este sau unde așa are loc bugetul nostru, da? Bugetul raional. Deci, în totalitate avem bugetul public național, care este compus din două componente, bugetul central consolidat și bugetele locale, sau bugetul local consolidat. Deci avem un buget central consolidat, se include bugetul de stat, bugetul BAS și deja fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. La bugetele locale, bugetul local consolidat se compune din două componente. Avem nivelul 1, ca primării, așa mai simplu să vorbim, și bugetul local de nivelul 2 sunt bugetele raionale, bugetele consiliilor raionale, bugetul central al OAT autonomii Găgăuzia, bugetul municipal, bugetele municipale care sunt și deja bugetul municipal Bălți și Chișinău. Vreau să, am spus, să încerc să fac o generalizare și totodată să fie mai simplu de perceput pentru cei care poate vor viziona deja emisiunea respectivă. Ce înseamnă un proces bugetar? Că ceea ce noi, Direcția Finanță, este responsabil de proces bugetar la nivel local. Deci un proces bugetar reprezintă etapele consecutive de la elaborarea proiectului de buget, aprobarea, executarea, respectiv și raportarea executării bugetului conform legii finanțelor publice locale. Documentul care îl obținem în urma, sau care este un cel mai important document pentru toată perioada anului bugetar, este decizia bugetară anuală. Deci se votează în două lecturi. Prima lectură se audiază raportul prin proiectul bugetului, se examinează și se aprobă indicatorii generale ai bugetului, respectiv venituri, cheltuieli și toate sursele de finanțare. Și în lectura a doua, proiectul legii sau bugetului, decizii se examinează și se votează în ansamblu. Deci sunt câteva anexe care sunt obligatorii, respectiv numai decât trebuie să fie reflectate veniturile, da? Cheltuielile pot fi reflectate la nivel de instituții și respectiv pot fi reflectate din mai multe puncte de vedere. În ansamblu, bugetul raional trebuie să fie
compus, dar reflectat la nivel de clasificație bugetară pe care ne conducem noi. Deci, conform prevederilor legii 181, respectiv și legii privind finanțele publice locale, la elaborarea proiectului de buget, respectiv și la finanțarea cheltuielilor, se iau în considerare, se efectuează pe măsura încasării mijloacelor bănești la conturile bugetului, respectiv cu respectarea următoarelor priorități. Mai întâi de toate se iau în calcul onorarea angajamentelor de servire a datoriei de stat, a datoriei de cam, împrumuturile recreditate de către bugetul UAT, apoi merg cheltuieli de personal, respectiv achitarea bursurilor, pensiilor, indemnizațiilor, compensațiilor, alocațiilor și ajutorilor de stat la nivel de buget central, să spunem așa, și deci urmate de cheltuieli pentru resurse termoenergetice. În cazul când sunt resurse financiare disponibile, se prioritizează cheltuielile conform necesităților autorității publice, independență de volumul resurselor incluse în buget. Vreau să menționez că pentru anul viitor avem două modificări care sunt semnificative pentru bugetul raional, chiar bugetele raionale. Avem două modificări în legislație. Prima modificare avem în codul fiscal. Bine, pentru raionul, bugetul raional Cimișlie este o modificare care nu ne afectează într-atât de mult. Deci taxele pentru resurse naturale care se acumulau în mărime de practic 100% din anul precedent, anul curent, în anul 2023, în anul 2024 deja merg spre încasare în bugetul de stat, 50% și 50% merg spre încasare în bugetul local din nivelul 1. Deci raionul, bugetul raional Cimișlia pentru anul viitor este diminuat cu suma de 135.000 lei, care anul acesta este preconizat spre încasare, deci nu este deja reflectat în bugetul raional. O modificare mult mai semnificativă pentru bugetul raional este, deci, în data de 17 august, Parlamentul a adoptat o lege privind modificarea unor acte normative, respectiv, dacă dumneavoastră sunteți la curent, cu reforma Restart, reforma în domeniul asistenței sociale. Deci, prin legea respectivă au fost votate 17 legi, adică au fost modificate 17 legi, care în ansamblu prevăd preluarea competențelor în domeniul protecției sociale de la bugetele raionale, deci cu la bugetul de stat. Deci începând cu, așa s-a menționat, că începând cu 1 decembrie va fi fondată sau va fi creată Agenția Teritorială de Asistență Socială, aceasta va prelua toate competențele respectiv Direcția de Asistență Socială, avem și azilul de bătrâni care vor fi deja subordonate către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Deci pentru anul viitor, ținând cont de modificările respective, au fost diminuate transferul destinat generale în mărime de 18.666.000 lei. Deci în anul curent am avut centralizat în bugetul raional 34.600.000 lei. Transferul cu destinație general, care au fost destinate pentru acoperirea cheltuielilor din competențele proprii. Pentru anul viitor, deja suma e diminuată și va constitui 16 milioane lei. Destinația aceeași va rămâne pentru acoperirea cheltuielilor din competențele proprii. În urma deja modificărilor operate, ținând cont de transferurile care au fost comunicate sau limitele transferurilor comunicate de către Ministerul Finanțelor, toate veniturile care avem noi estimate în bugetul raional pentru anul 2024, suma bugetului raional la partea de venituri însumată 175.835.400 lei, deci și la cheltuieli avem cheltuieli în volumul de 179.447.400 lei. Deci, cum și-aș menționat, da, noi avem de achitat anul acesta, deci anul viitor avem de achitat împrumuturile recreditate pentru, în anii precedenți. Pentru anul viitor avem de achitat două credite deci, către Ministerul Finanțelor. Avem un proiectul Energetic 2 care a fost contractat în anul 2009. Deci pentru anul viitor avem ultima tranșă care avem de achitat, avem 2.912.200 lei. Și avem un credit pentru construcția locuințelor sociale, un proiect care este în desfășurare. Deci creditul respectiv a fost contractat în anul 2018. Începând cu anul 2019, am început să achităm o sumă de 5.000 euro, respectiv până acum, în parcursul la 3 ani de zile, am achitat câte 100.000 lei, așa în sumă totală. Deci pentru anul viitor avem de achitat 699.800 lei. În ansamblu avem 3.612.000 lei cheltuieli spre achitare pentru împrumuturile recreditate.
Deci dobânda la creditul energetic 2 însumează 100 de lei, deci în sumă totală avem cheltuieli pentru onorarea de 3 stat, de 3 locale, în sumă de 3.780.000 lei. Ținând cont de faptul că suma creditelor în sistemul informațional se reflectă cu semnul minus, este o sursă de finanțare, asta stabilește clasificația bugetară. Deci, în dumneavoastră decizia bugetară veți vedea, sau în proiectul decizii, veți vedea venitul egal cu cheltuielile. La suma de 135.835.400 lei și la partea de cheltuieli. Și menționat, dat fiind faptul că se reflectă în sistem cu semnul minus, avem identic, avem un buget balanțat, dar totodată vreau să menționez că împrumutul recreditat este sursă, ca sursă de finanțare a costitului soldului de mijloace bănești care este prognozat spre formare la 1 ianuarie 2024. Deci, indicatorii, sinteza indicatorului general și sursă de finanțare a bugetului regional este reflectată în anexul numărul 1 la proiectul, proiectul decizii. Deci, cum și-am menționat, suma totală a veniturilor, suma totală a cheltuielilor, inclusiv avem în bugetul regional ca o sursă de finanțare 165.626.000 constituie transferurile alocate de la bugetul de stat, deci care sunt o sursă semnificativă pentru bugetul regional, practic sursa cea mai importantă. Aici avem evoluția veniturilor pe perioada 2017-2024. Deci, dacă analizând evoluția veniturilor, totodată avem o pondere a transferului din venituri totală în mediu de 94% din suma totală veniturilor inclusă în bugetul regional. Deci, pentru anul 2024, transferurile constituie 94,2%, ceea ce atestă o dependență foarte mare față de bugetul de stat. Deci, totodată vreau să menționez, sunt în diminuare față de anul precedent. În anul 2023 sunt reflectate veniturile și transferurile care au fost aprobate în buget, respectiv au fost aprobate în baza comunicărilor Ministerului Finanțelor care au fost inițiale până la aprobarea legii bugetului stat. Deci aici diferența este doar de 3 milioane lei, dar dacă analizăm transferurile care au fost impuse în legea bugetului stat, deci diferența este de 20 de milioane lei, suma transferurilor a fost diminuată pentru anul curent. Deci în bugetul regional, cum și-am și menționat, suma totală veniturilor este compusă din, avem venituri generale sau venituri generalizatoare, da? Care sunt compuse din impozit venit, defalcări la impozit venit, deci suma totală constituie 7.126.500 lei, transferurile 165.626.000 lei și resursele atrase de instituții, sau mai spun resursele colectate, 3.082.900 lei. Deci transferurile centralizate în bugetul regional, avem transferuri cu destinație generală, ceea ce am menționat, 16.030.000 lei, și transferul cu destinație specială, 149.596.000 lei. Aici se reflectă componența veniturilor la nivel de clasificație bugetară. La nivel de clasificație bugetară, impozit venit persoane fizice 7.125.000 lei, care constituie defalcări de la impozit venit format pe teritoriul orașului Cimișlie, 25% merge în bugetul regional, 25% merge în bugetul de stat și respectiv 50% din suma totală format pe teritoriul orașului se încasează în bugetul orașului. Taxele administrative însumează 110,5.000 lei, deci avem taxa de la cumpărarea valutei străine estimată în mărime de 110.000 lei spre încasare și 500 lei pentru plată pentru certificate de urbanism și autorizările de construire sau desfințare care sunt încasate în bugetul regional. Deci suma veniturilor estimate spre încasare de la instituțiile bugetare, da, de la comercializarea mărfurilor și serviciilor de către instituțiile bugetare însumează 2.972.900 lei. Deci avem încasări de la prestarea serviciilor cu plată de către instituțiile bugetare, însumează 1.419.200 lei. Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniu public însumează 1.553.700 lei. Deci se preconizează fi încasate și amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul regional, în mărime de 1.000 lei și deci suma transferului care a fost menționată mai sus, 165.000.000 lei. Deci, veniturile colectate din instituții se formează din mijloacele financiare colectate pe conturile acestora, provenite din prestarea serviciilor, contraplată, chirie sau dare în arendă patrimoniului, donații, sponsorizări și alte mijloace bănești intrate legal în posesia instituțiilor
din subordinea Consiliului Renal. În scopul respectiv este anexa numărul 5, care stabilește, care aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor respective, și în anexa numărul 6 avem reflectate sumele care sunt preconizate spre încasare pentru anul viitor, din contul resurselor atrase. Deci, ce aș menționa? Așa. Componența transferului cu destinație specială, cum și-am menționat, avem 149.596.000 lei. Deci, pentru ramura învățământ sunt destinate 128.503.000 lei. Pentru infrastructură, drumurilor publice locale de interes regional, avem centralizat 15.959.400.000 lei, cu 1.500.000 lei mai mult decât anul curent. Pentru indemnizații pentru tineri specialiști din ramura învățământ avem preconizat 18 beneficiari, 504.000 lei. Deci pentru activitatea școlii sportive din orașul Cimișlie sunt preconizate 4.629.600 lei. Pentru ramura învățământ transferul respectiv este ținut pentru mai multe activități. Deci pentru activitatea gimnaziilor, liceilor, școlilor primare, grădinițe, destinate 117.717.400 lei. Pentru activitatea instituțiilor extrașcolare, când avem Centrul Regional de Creație, Școala de Arte, Tabără, Izvoraș din satul Zdoț, respectiv și pentru susținerea elevilor dotați, sunt centralizate 10.687.000 lei. Deci pentru activitatea susținerei examenilor de bacalaureat avem centralizate 98.600 lei. Deci, pentru activitatea instituțiilor din învățământ primar, secundar, preșcolar, în suma respectivă de 117 milioane lei, se include activitatea liceului internat profil sportiv, avem doar un liceu internat profil sportiv. Deci, în cadrul liceului activează, sunt incorporate 133 elevi cu profil sportiv. Pentru activitatea liceului sunt alocați 7.846.000 lei. Deci, pentru transferurile categoriale, cum le spunem noi, calculate în bază de hotărârile 168, în bază de alocații per cost standard per elev, avem 3.148 de lei ponderați, sunt alocate 102.118.000 lei. Pentru alimentația elevilor din clasele 1-4, dejunul cald, cum mai spunem noi, da? Avem 1611 elevi, deci norma de alimentare pentru anul următor este majorată cu 5%, cu 20%, respectiv anul acesta constituie 15,60 lei, pentru anul viitor este preconizat a fi 16,50 lei. În mediu se ia în calcul 171 de zile de alimentare, în total avem o lăcasă de, în sumă de 4.559.600 lei. Compensațiile pentru cadre didactice, care sunt achitate în baza hotărârii 939 din 2018, se achită câte 4.000 lei per beneficiar, respectiv pentru cadre didactice. Pentru anul viitor sunt preconizate 319 persoane beneficiari de alocațiile respective. În sumă totală avem 1.276.000 lei preconizate în bugetul regional. Pentru activitatea două instituții preșcolare din raion, din bugetul, care sunt finanțate din bugetul regional și fac parte din școlile primare grădiniță, avem centralizat 1.768.300 lei. Deci în instituții preșcolare acestea activează 54 de copii, avem școala primară grădiniță Cicurmenjir, respectiv școala primară grădiniță Codreni. Cum și-am menționat, adică avem alocații care sunt cost standard per elev, adică respectiv avem hotărârea Guvernului 168, care reflectă metodologia de finanțare în bază de cost standard per elev. La estimarea numărul de elevi ponderați iau în calcul următorii coeficienți, deci la numărul de elevi clasele 1-4 se aplică coeficientul de 0,83, pentru numărul de elevi din clasele 5-9 se aplică coeficientul 1, deci pentru elevi din clasele 10-12 se aplică coeficientul de 1,22. Pentru anul viitor este preconizat și comunicat costul pentru un elev ponderat constituie 19.020 lei, respectiv pentru costul pentru instituție constituie 1.022.594 lei. Aplicând coeficientul respectiv, deci normativele care au fost stabilite de Ministerul Finanțelor, fiecare instituție, independent de numărul de elevi care îl are, are un buget separat și deci fiecare pe așa îl estimează, fără aplica la, nu știu, fără avea și ajutorul nostru.
Deci, din contul transferului categorial, da, avem suma totală, cum și-am menționat, avem 102 milioane lei. Din fondul respectiv se calculează bugetele instituțiilor, respectiv în bugetul instituției se includ și alocații din fondul de educație inclusivă. După ce se estimează bugetele instituțiilor, ne rămâne o rezervă, să spunem așa, componenta raională, care ulterior, în cazul independenței de resursele care sunt centralizate, pot fi finanțate și pentru alte cheltuieli, pentru alte activități în bugetele instituțiilor. Deci fondul de educație inclusivă constituie 2% din suma transferului categorial, deci avem pentru anul viitor 2.042.400 lei, destinați pentru activitatea sau pentru finanțarea centrelor de resurse din instituțiile de învățământ. Componenta raională este în sumă totală constituie 18.992.000 lei. Deci din componenta raională se finanțează și unele activități, eu acum voi explica. Ținând cont de faptul că la formarea bugetelor instituțiilor publice din domeniul învățământului primar am luat în calcul coeficientul egal cu 1, deci în bugetele instituției deja sunt incluse alocațiile pentru educația inclusivă. Deci la fapte, la proiectul de decizie, unde sunt reflectate bugetele instituțiilor, respectiv alocații la fiecare compartiment. Începând cu alocațiile per elev, alocațiile pentru alimentarea elevilor din clasele 1-4, alocații pentru elevii cazați în căminile liceilor, care le avem noi, da? Deci pentru transportarea elevilor și pentru alte activități. Deci din componenta raională pot fi finanțate următoarele cheltuieli. Deci pentru transportarea elevilor la și de la o școală, cheltuielile respectiv constituie 20% din normativul valoric pentru fiecare elev transportat. În baza informației prezentate de către Direcția Învățământ General, se aplică coeficientul respectiv 19.020 lei și se aplică coeficientul de 20%. Acesta constituie bugetul pentru transportarea elevilor. Deci, pentru, din component raional se mai finanțează și cheltuieli pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasare în instituții de învățământ și din altă localitate decât cea de reședință, pe distanțe ce depășesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice. Respectiv, dumneavoastră, că ați analizat deciziile noastre parcursul anului, deciziile Consiliului Raională, sunt alocații periodice, da? Începând cu 1 ianuarie până la 31 mai, se alocă după aia, începând cu 1 septembrie până la finele anului bugetar. Dat fiind faptul că anul bugetar nu coincide cu anul de învățământ, așa se primește că se alocă de 2 ori pe an. La propunerile și la baza calculilor prezentate de către instituțiilor de învățământ. Pentru întreținerea elevilor în cămin, deci suma cheltuielilor constituie numărul de elevi, deci la aplicând normativ valoric și constituie 100% din suma care este alocată pe elev, adică 19.020 lei pentru un elev întreținut în cămine. Deci componenta raională este destinată și pentru funcționarea școlilor primare și sau a școlilor primare grădinițe mici. Noi avem două școli primare grădinițe. Pentru funcționarea școlilor mici care nu pot fi închise, deci pentru efectuarea reparațiilor capitale și procurarea mijloacelor fixe. Pentru, mai întâi, toate prioritizează toate punctele, da, de la începând cu primul punct și până la punctul 4, în cazul când mai rămân resurse neutilizate, nedistribuite, deja se repartizează pentru efectuarea reparațiilor capitale, procurarea mijloacelor fixe și pentru dezvoltarea instituțiilor de învățământ din teritoriu. Cum și-aș menționat, Fondul pentru Educație Inclusivă, deja care este inclus în bugetele instituțiilor, însumează 2.042.000 lei. Acesta a fost repartizat în dependență de numărul de copiilor cu CES în fiecare instituție și numărul de unități stabilite de către Direcția Învățământ. În dependență de copiii cu CES care sunt încadrați, de gravitatea disfuncțiilor care le-au, da? Este stabilit și numărul de unități. În raport cu aceasta sunt alocate și resurse financiare în bugetele instituțiilor de învățământ. Cum și-am și menționat, cadrele didactice beneficiază de o indemnizație, compensație mărime de 4.000 lei. Deci în hotărârea 969 sunt reflectate condițiile care sunt de acordare respectiv și destinația resurselor respective, pentru ce pot fi utilizate.
pentru procurarea tehnicii de calcul, respectiv pentru, chiar și pentru achitarea internetului în cazul când se utilizează, ce ține de activitatea unui cadru didactic, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea calității serviciilor prestate de un cadru didactic. Respectiv, condiția de bază este că persoana trebuie să aibă normă didactică, cadru didactic, și trebuie să fie angajat de bază. Conducătorii instituțiilor beneficiază deja de compensație cu condiția că acesta are normă didactică în instituția respectivă. Altă, în caz contrar, acesta nu poate beneficia de compensația respectivă. Aici sunt reflectate alocațiile pe fiecare instituție de învățământ, începând cu numărul elevilor. Deci, bugetul calculat per elev, avem alocații pentru grădinițele sau instituțiile preșcolare din localitate. Deci, transferul pentru instituțiile preșcolare este estimat de către Ministerul Finanțelor, în baza bugetelor executate în anul precedent. Deci, alocațiile pentru alimentație sunt reflectate pe fiecare instituție. Alocațiile pentru liceu internat sportiv, cum și-am menționat, avem un liceu cu profil sportiv. Acesta beneficiază de, sau bugetul său este compus din două compartimente. Avem alocații pentru liceu internat sportiv și alocații pentru elevii care sunt non-sportivi. Se calculează bugetul per cost standard per elev. Deci, pentru, avem 40 de elevi, 49 de elevi în liceile, stabiliți în căminile de lângă liceul Ion Creangă și Mihai Eminescu. În sumă totală avem alocate 760.800 lei. Deci, pentru acoperirea deficitului bugetar au fost destinate din 18 milioane lei, care componentul raionului care a fost stabilit la început, sunt alocate 11.120.400 lei. Adică în fiecare an noi vedem că deficitul bugetar pentru instituțiile de învățământ, el crește. Anul precedent noi am avut 8 milioane deficit bugetar, anul acesta vedeți că e 11 milioane. Respectiv, alocațiile pentru dezvoltarea instituțiilor se diminuează, suma respectivă. Dar instituția, până la urmă, trebuie să activeze în regim normal. La estimarea deficitului de buget se ia un calcul prioritar cheltuielile salariale, cheltuielile termoenergetice, respectiv și unele cheltuieli care sunt pentru întreținerea instituției. Cele mai stringente cheltuieli. Deci, ulterior, managerul instituției este obligat cumva să gestioneze bugetul în așa fel ca să fie destul până la finele anului. Deci, suma compensațiilor este reflectată în tabelul respectiv, repartizată la nivel de instituție. Deci, pentru liceul teoretic Mihai Eminescu au fost alocate din resursele generale a bugetului raional 308.900 lei. Începând cu anul precedent, în instituție a activat o clasă cu copii specializați în fotbal. În anul curent, deja sunt două clase cu 42 de elevi. Pentru anul viitor, resursele respective sunt destinate pentru alimentația acestora, dat fiind faptul că acestea au un regim prelungit de activitate și totodată au un nivel, un aport caloric mai mare decât ceilalți care merg acasă. Deci, resursele colectate pentru, sunt repartizate la nivel de fiecare instituție. Pentru instituțiul de învățământ, suma totală, din suma de 2.573.000 lei sunt colectați sau propuse spre colectare de la instituțiile de învățământ. Deci, pentru anul viitor avem, cum așa, am menționat că pentru anul viitor competențele în ramura protecției sociale au fost preluate către bugetul central, dar avem și o plată socială care o avem și anul acesta, care constituie indemnizații și compensații pentru tinerii specialiști din instituțiul de învățământ, se reflectă la ramura protecției sociale, dar nu constituie o plată socială până la urmă, da? Totodată, pentru anul viitor a fost inclusă sau lăsată spre achitare de către bugetul raional Cimișlia, dat fiind faptul că tinerii respectivi sunt încadrați în instituții de învățământ din teritoriul raionului Cimișlia. Deci, în sumă totală avem 504.000 lei, sunt preconizați 18 beneficiari, condițiile generale sunt că persoane sau cadre didactice, tineri specialiști pot beneficia de o plată de 40.000 lei în decursul de 3 ani de zile, 40.000 de lei lunar. Cei care dețin studii medii speciale,
au o plată nu de 40.000, dar 32.000 lei. Deci, în sumă totală, un cadru didactic tânăr specialist beneficiază parcursul a 3 ani de zile de 120.000 lei în cazul când deține studii superioare și în cazul când deține studii medii de specialitate, deci beneficiază de 96.000 lei parcursul a 3 ani de zile. Ceea ce am vorbit, ce se achită, da? Respectiv, indemnizații respective constituie plata indemnizației în mărime de 40.000 lei pentru tinerii care au deja au studii superioare și se mai achită, dar în compensații, compensația lunară a costului de 30 de kW energie electrică și asigurare gratuită în fiecare an cu un metru cub de lemne și o tonă de cărbuni. Iar în cazul încălzirii cu gaze, compensarea costului unui metru cub de lemne și a unei tone de cărbuni, compensarea cheltuielilor de închiriere a spațiului locativ. Aceste compensații sunt acordate identic cât și pentru absolvenții care au studii superioare, cât și cei care sunt din învățământul profesional tehnic postsecundar. Nu sunt diferențiere la capitolul respectiv. Deci, cum am menționat și pentru anul viitor, avem preconizații spre achitarea două împrumuturi. Creditorul este Ministerul Finanțelor, destinația împrumuturilor este implementarea proiectului privind construcția locuinței sociale. Deci, pentru anul viitor, nu vreau să mai repet încă o dată, avem în total cheltuieli pentru onorarea împrumuturilor, rambursarea împrumuturilor în mărime de 3.712.000 lei. Deci, reflectând cheltuielile la nivel de grupe funcționale, avem așa un ansamblu, în linii generale, ramura învățământului deține cota cea mai mare a cheltuielilor din bugetul anual, deci 76%, urmată de ramura servicii în domeniul economiei, aici avem centralizate alocații pentru reparația drumurilor de interes raional, 15.900.000 lei. În rest avem servicii de stat destinate generale, ce se include aparatul președintelui, respectiv direcție finanță, dobândă aferentă împrumuturilor recreditate. Ramura cultură deține cota de 5% din suma totală a cheltuielilor. Celelalte cheltuieli sunt mai mici, practic, din procent, deci nici nu se reflectă în diagrama respectivă. Dacă luăm în sume sau în cifre, adică avem o reflectare așa în ansamblu, avem din transfer de destinație specială avem cheltuieli spre finanțare în sumă de 149.596.000 lei. Din fondul resurselor colectate avem 2.972.900.000 lei. Din contul taxe de la cumpărarea lustrării sau fondul de populație avem spre finanțare 110.000 lei. Din sursele proprii ale bugetului regional, venituri de transferul de destinație generală, respectiv veniturile generale, sunt preconizate spre finanțare 26.768.500 lei. În total, cum am menționat, 179.447.000 lei. S-a reflectat în sistemul informațional 175.835.400 lei. Deci, acestea sunt prevederile bugetului regional. Dacă dumneavoastră aveți întrebări sau poate careva sugestii, vreau să menționez propunerile care au fost înaintate dumneavoastră, da? Cine de susținerea asociațiilor obștești a permis o propunere care, deci, în primul rând, este un regulament care a fost propus spre adoptare în cadrul ședinței Consiliului Regional, care probabil urmează să fie adoptat, dacă nu anul acesta, anul viitor. Și a fost propunerea de a fi impus 500.000 lei pentru susținerea activității sociale să nu știești. Ținând cont de cadrul de resurse foarte limitat a bugetului anual pentru anul viitor, s-au prioritizat cheltuielile salariale, respectiv cheltuielile pentru întreținerea instituțiilor stringente, totodată împrumuturile recreditate. Cum vedeți dumneavoastră, din ca deficit de buget, da? Ca surse de finanțare din soldul bugetar, a fost preconizată suma împrumuturilor recreditate. Deci toate propunerile și dacă vor fi luate în considerare sau după executarea bugetului pentru anul 2023, la situația din 1 ianuarie 2024, deci va fi stabilit soldul bugetar executat sau atestat la bugetul raional. Deci după asta vor fi revăzute toate solicitările și propunerile ca să fie incluse spre finanțare de buget raional. Este? Da. Da, desigur. Așa, stimați colegi, din start am înțeles că noi propunem, dar
propunerile noastre nu întotdeauna se iau în considerație sau nu sunt posibile de implementat din lipsă de finanțe. Astăzi o să încercăm să identificăm atât sursele de cheltuieli, cât și de venituri. Cu toate că nu suntem un agent economic, unde se vorbim despre mari venituri proprii, dar totuși. Da? Bine. Așa. Deci, noi sperăm de start că va fi o sinteză a recomandărilor, care va fi prezentată Consiliul Raional și niște comisiilor de specialitate și va fi publicată pe pagina web a Consiliului Raional și niște, astfel ca ce se vorbește aici și s-a propus să nu rămână așa pe înțelegere. Iată, voi v-am dat o recomandare, o foaie, dumneavoastră v-ați uitat, v-ați pus un semnat și v-ați rămas. Deci, sperăm această colaborare. Așa, deci, ați spus că recomandarea noastră de astea, până la 500.000, să facem un fond pentru deci, susținerea ONG-urilor locale în proiecte, ca tot parte, în baza hotărârii din 2022, este pentru aprobarea regulamentului cadru cu privire la mecanismul de finanțare din rambursarea proiectelor organizației de comerciale. Deci totul este legal. Noi am oferit în adresa dumneavoastră și un proiect de regulament cum se distribuie acești bani, cum se alocă, cum se gestionează și nu este expus că dacă nu vor fi după destinație, nu vor fi folosiți, ei vor fi redirecționați. Dar cum? Să fie, de exemplu, la sfârșitul anului și în ce perioadă, fiindcă ne-am trezit cu redirecționarea sume de granturi de la tineret, acum când, la ultima ședință, de ieri, 23, sub pretextul că ei până nu scris proiectele, hai să luăm bani. Nu e adevărat. Nu, vă spun eu cum a fost. Deci nu ați spus că trebuie să aduce. Vreau să mai spun așa. Pretextul a fost că nu a fost finanțat de la Agenție Națională. Adică trebuia și ei și noi. Da, dar asta nu era o piedică, consider eu, pentru a valorifica cei 40.000 de lei acordați, alocați din cadrul bugetului Consiliului Raional. De ce consider eu? Eu anul, ieri, mă scuzea deja de grup, am argumentat, cred că, argumente foarte, de ce nu au fost valorificați. Prima condiție sau primul factor a fost cei nu au fost finanțat suma identică de la bugetul stat, eu vorbesc la nivel central, oricum tot de la bugetul stat, da? Și a doua condiție, sau a doilea factor, mi-am spus, a fost că la situația, sau în anul curent, am avut un insuficiență la capitolul cheltuieli salariale, care a fost generată de aprobarea sporului la salariul mărim de 1.300 lei, da? Care în bugetul renal nu a fost prevăzut, respectiv nu am avut resurse financiare și nici de la bugetul stat nu au fost alocate resurse financiare în scopul respectiv. Dar, desigur că s-a evitat. Legea prevede, înseamnă că toți angajații urmează să beneficieze de sporul respectiv. Argumentul este bun, însă, după cât știu eu, azi e ziua agricultorului și se face sărbătoare la culinia lui. Urmează altă sărbătoare... La 61 de mii. Anul acesta? Da. Ca să înțelegi. Respectiv, asta 61 de mii. Resurse deja planificate în buget. Da, dar ele tot au fost planificate, care ar putea să fie redistribuite și consider eu mai bine ar fi de valorificat. A să vedem, iată, în continuare, spunem și propuneri de optimizare. Da. Deci, noi rămânim pe poziția, și o să vedem în scris, în sintetul acestor propuneri, acel fond de 500.000 pentru ONG în baza hotărârii Guvernului, regulamentul să examinați, tot mai mult că o parte din consilierii care vor veni au spus că noi cu două mâini să putem să facem așa ca împreună organizația obștiești și cu ateliurile scrii proiecte și dacă noi dăm 500.000, apoi s-a dat cu 3-4 milioane în raion. Și noi suntem de acord. Că nu poți să te duci fără nimic și să vii și zici că m-a dus 10 milioane în raion. Tăți spun, dar tu pui măcar vreo contribuție. Și iată, acest sprijin pentru asta este. Nu pentru aceea că se fie pentru cofi și ceai la ONG-ul, ca să înțelegeți. Dar pentru că ONG-urile să scrie niște proiecte infrastructură pierdice, să intre în proiecte mari și să aducă în raion și investiții și multe altele. Deci, urmează ca raionul să vadă ce domenii sponsorizează, adică e cu interesat.
Fiindcă dacă noi scrim proiect, zburăm de lună, n-ați putea zbar, fiindcă nu e interesul raionului. Dar dacă scrim proiect, vrem să facem o transport a deșeurilor mai organizat, să procurăm niște... Deja este, mi-a spus că proiect care ține fără cofinanțare. Deja domnul Vasile este aici pe loc și poate confirma dumneavoastră că efortul este a dumneavoastră. Toate meritele sunt a dumneavoastră. Anul acesta avem un grant de 1.830.000 lei pentru procurarea mașinii de sinizare de Serfuncii Mișleia, fără contribuție Consiliul Raional. Bine că a reușit fără contribuție. Sunt proiecte genul ăsta. Bine, dar să dăm șansa să fie și cu puțină contribuție, dar nu e așa. Și genul ăsta tot avem anul ăsta în bugetul Raional. Deci noi ne gândim că lăsăm propunerea și pentru fondul de susținere gratuit proiecte ale tinerilor de raion, cu elaborarea unui regulament de distribuire acestor mijloace și inclusiv cu retragerea lor. Vă rog, în acest regulament să indicați când și cum, că dacă ne retrageți în octombrie, este noiembrie, decembrie, care cineva preconizați prin niște proiecte, cu gândul să împart. Banii se retrag. Elaborarea programului pentru susținerea antreprenorilor locali, pentru atragerea experților și managerilor. Adică noi aici preconizăm să vă puneți o rezervă, că dacă nu dumneavoastră le elaborați, să captați niște manageri sau experți la Chișinău, să facem un program pentru tineret. Dumneavoastră planificați undeva vreo 20.000 de lei, facem un concurs și să facem pentru tineretul nostru ceva, vreo program, vreo strategie. Noi asta îi pierdem. Noi și așa i-am făcut, de-am minus. Și dacă nu mai e tot literier de la dânsii și găsim la altă parte, o să vedem ce să facem pe urmă. Alocarea mijloacelor pentru sprijinul evenimentului regional, național, desfășurat de teritoriul raionului. Eu am înțeles că noi avem în raion multe evenimente, gen ai prosoc, Ionita Laie și Călaie, sau evenimente sportive, gen campionatul național, așa, la, și așa mai departe. Și atunci și dintre raion se gândește, și mă duc acolo, cu mapa, trebuie să duc mă că 5-10.000 ceva, sau să aplic, sau o contribuție. Dar lucrurile astea ar trebui să fie gândite din start. De exemplu, și echipa de fotbal în Sirimet, care în Liga A participă, și altele, poate, eu știu, la Gura Galbenii, complex social, știu, întotdeauna fac competiții sportive regionale și naționale. Deci, în așa caz, ar trebui cumva să fim și noi interesați, promovăm raionul și noi să ne ducem acolo, nu ca oaspeți care au venit și s-au dus, dar ca oaspeți care nu potrivit. Bine, și în continuare, dumneavoastră ați menționat că toți vin și spun să dăm, dar de unde să luăm bani. Trebuie să încercăm să ne clarificăm de unde să luăm bani. Deci, noi propunem optimizarea serviciilor pentru cheltuieli. Noi v-am dat în 29 septembrie recomandări la CSU. Azi deja e 24 noiembrie. N-am primit niciun răspuns, vă luam considerația sau nu. Noi să mai dăm o dată azi repetat. În cadrul... O să mai spun fiecare. Da, da, o să mai spuneți. Și noi gândim că, de exemplu, dumneavoastră, la ce v-ați spus că ne bazăm ceea ce a fost. Noi am luat, așa, ca să vedeți, că se optimizează de acum și numărul de personal, într-un fel, pentru că nu poate fi, dacă a trebuit să se duc la raion, să rămâi tot același număr de personal. Dar o să vedeți în consiliere, noi propunem, pentru că trebuie să înțelegem că este bugetul raional și bugetul la toată lumea. Noi propunem optimizarea stilului de cheltuieli acolo, anexa 13, cu achizițiile publice. Am uitat chiar ultimul plan actualizat și mai departe. Deci, rame pentru fotografie 100.000 de lei. Noi vă propunem să vă reduceți la 20.000 de lei. Deschideți și... Cum a pentru anul curent? Eu vă spun cum este să anul curent și dumneavoastră ați făcut vizit că anul viitor tot așa și. Că iarna, anul 2022, tot așa a fost și așa mai departe. Deci eu vă spun ca să înțelegeți și dumneavoastră, stimați colegi, 100.000 de lei pentru rame, ornamente, rame pentru fotografii, îmi pare că s-o punem și pieță în rame. Așa, articole de hârtie, 50.000 rechiziții de birou, iar hârtie, 70.000,
de 120.000, noi vă propuneți să vă reduceți la 80. La 80.000 luați de și de economisiți, fiindcă eu înțeleg că consilierii, eu i-am văzut când vin, data trecută, acum e așa o chipă de fiecare, colegițoară. Spune pe dumneavoastră de optimizare. Nu, nu, eu vă spun. Și vă spun care e rezultatul. Trebuie cumva să ne gândim, ori să ne luăm niște dispozitivi, trebuie de ce zidește să fie și apoi în top, să uitați acolo, atâta cât era raie. Asta tot costă. Tot costă, dar dacă ne gândim în perspectivă, o să vedem că dacă fiecare an noi să cheltuim 120.000 pentru hârtie, cred că mână tot e 25.000 de lei, pentru 20, 100.000, mi-am luat la testă totul de acolo. Dar nu din banii ăștia. Eu v-am spus, dați la ONG-uri, dați granturi, noi scriem proiect. Noi am vrut să scriem proiect 2 ani în urmă, cu Vaslui, cu Transfrontalier. Și la consilierii din Vaslui și ei să nu luăm laptopuri și alte dispozitive digitale. Eu am spus, șez acolo, că noi știm mai bine. Noi de-am proiectul decizii l-am dat și el e scris, dar aici formal nu încă. E, dar nu am mai pune discuții, da. Și mă uit aici, tot așa o leacă de ochet, cate din 60.000 de lei, restaurantul 60.000 de lei, alte venituri, 1.500 de lei, total. Și ce înseamnă alte venituri? Iată, eu preconizez așa, că numai din sala asta, dacă iei 500 de lei pe oră, noi o arendăm pe data de 13 decembrie, pe 3 ore sau 5. 3 jumate. E, iată, 1.500 de lei deodată din 20 la 9. Dar eu cred că sala asta putea să fie arendată și dată mai des, dar cu bani. Unii cu bani au făcut reportaște, este seminar, și unde să arete banii ăștia, că m-am uitat acolo, nu sunt. Mai pe urmă. Mă gândesc de tabără Izvoraș. Deci tabără Izvoraș, am auzit anul ăsta că Izvoraș o adus vreo 2.000 sau nu știu cât. 600.000 de lei, 600.000 de lei. Da, da, o adus, da. Unde sunt preconizați și în ce din tabără Izvoraș este, cum sunt, de exemplu, școlile sau altele așa, capați și directori, paznici, contabili sau și au iepăluși și au, dar să vadă, să răspundă, să răspundă, cum și, fiindcă s-au investit mult în tabără Izvoraș, inclusiv cu contribuția partenerilor români și vrem ca să fie un rezultat de la investițiile astea. S-a spus că sunt plin aproape a un prejur, vom face o activități și mai departe. Și de ce dumneavoastră ați menționat? Uite, nu e problemă. Dumneavoastră ați menționat de ce nu am revăzut numărul de unități. La elaborarea proiectului de buget se ia în calcul numărul de unități care este aprobat în anul curent. Deci, ca să fie modificat numărul de unități sau revăzut, trebuie să fie decizia Consiliului Regional cu privire la modificarea statelor de personal. Deci, Direcția Finanțe este răspunzătoare de elaborarea proiectului buget, dar noi nu suntem drept să diminuăm careva unități sau careva servicii care nu sunt deja, sau rectificarea respectivă și diminuarea numărului de unități, nu este adoptată de către Consiliul Regional. Deci este competența Consiliului Regional de aprobare a statelor de personală, organigrama și tot așa mai departe. Deci o să fie da? După 2024 rectificare. Da, și vreau să menționez că noi în bugetele instituțiilor deja am spus că avem resurse foarte limitate pentru anul viitor. Deja au fost în cheltuieli salariale, au fost excluse unele unități vacante, care nu se preconizează fiindcă în încadrate, da? Care sunt vacante la momentul de față, fiindcă nu avem resurse financiare disponibile, deci și au fost revăzute toate bugetele. Adică propunerile care au fost inițiale și propunerile finale diferă foarte mult. Dar la capitolul venituri, v-am întrebat. La capitolul venituri, 1.500 de lei care dumneavoastră ați spus, avem, bine, că eu menționez și merg în poziția care a spus dumneavoastră. Dar avem 500 lei preconizați prin casarea de la plata pentru certificatul de urbanism. Asta e o sumă foarte mică, fiindcă în bugetul regional, în scopul respectiv, vine o sumă foarte mică. Practic merge în bugetul local, toate plățile respective. Independent de teritoriu unde este emis certificatul respectiv. Și 1.000 lei sunt preconizate de la amenzile administrative. Este o sumă tot foarte mică, dar anul acesta avem încasat doar 1.000 de lei. Asta este. Dar camera asta de la Curmenjir nu include. În anul 2018
2017, camera respectivă a funcționat, în bugetul raional a fost preconizat 4 milioane lei spre încasare, s-au încasat doar 800 mii lei, diferența a fost diminuată din buget, a fost o problemă de caracter juridic, deci după aia aceasta nu a funcționat. Acum am văzut că a spus că funcționează, sunteți la curent? Păi nu știu, nu sunt la curent, nu, nu pot să... Teritoriul raionului Cimișlie, ea funcționează, noi trebuie să încasăm banii. Bine, asta e așa, printre altele. Nu suntem la curent, în principiu, asta este. Da. Dar veniturile de la darea în arenda sale, da? Acum am și menționat, avem anexa numărul 5 la proiect de decizii, prin care sunt aprobate toate tarifele, la toate serviciile prestate de către instituțiile noastre, și ține și de arendă și de alte servicii care sunt prestate. Da? Avem pentru arenda sălii respective, 500 lei, din asta știți foarte bine, dacă ați achitat, deci la orice activitate sunt încasat suma respectivă. Și nu este cumva un cerc restrâns, cine poate beneficia de serviciile respective. Poate beneficia oricine care vine cu solicitarea de a beneficia de spațiu respectiv să fie închiriat. Adică cheltuielile respective, veniturile sunt incluse în bugetul aparatului președintelui, da? Vedeți, în anexa numărul 6 este chiar prima linie. Vine, eu merg și vă arăt cu dumneavoastră. Anexa numărul 6, chiar e prima linie, este acolo în plata pentru locuținea bunurilor. În suma totală este inclusă și venitul de la dare în arendă a spațiului respectiv. Sala de ședință, respectiv și sala de protocol. Cheltuielile respective sunt direcționate pentru, respectiv, plata lumină, consumul de gaze, pentru întreținerea clădirii. Poliția, am înțeles că banii sunt, sunt contabilizați, în da, sunt luați în calcul, da. Mulțumim. Și acum am întrevăzut la dumneavoastră așa că aici la sentiment nu s-au adresat, e treaba lor. Iată, eu azi să încerc să mă adresez, că nu știu de ce, dar pentru mass media, pentru televiziune, deja a doilea an s-au redus, vreau zic că pe timpuri erau 100 de mii de lei. Acum, anul trecut 50, acum 50, eu nu înțeleg care a fost argumentul. Data trecută știu că m-au pedepsit, pentru că am criticat raionul, am criticat niște investiții acolo și au zis că dacă ți-ai permis, ia să stăiem noi ție jumătate de bani pentru mass media și am să vedem mai departe cum îi dansez. Eu îți dansez, eu îți găsesc alte mijloace, dar totuși aș vrea ca transparența la nivel de raion să rămână pe prim plan și să fim între primele raioane. Dar în așa fel, reducând ziarele, reducând televiziunea, reducând radio-ul, este și radio și televiziune, cred că nu mergem spre îmbunătățirea transparenței. Asta e una și a doilea. Aș vrea pe această cale să spun că trebuie să scoatem practica asta de la achizițiile publice, când raionul își asumă în anexa numărul 13 și 13A mai ales, să facă ba niște poduri, ba niște trotuare în sat, ba nu știu și, astea sunt de primărie. Și ar trebui, în cazul de față, în primul rând, să facă ceea ce ține de competența raionului, drumurile între sate, de ceea ce au ei la balanță. Dar nu să sprijine pe un primar, că e de-a nostru sau... Deci al... deja în alt domeniu. E alt domeniu, dar tot e legat cu banii. Da, dar e tot legat cu banii. Și l-am spus aici, că altă parte n-am o să-l spun, dar o să-l auziți. Ce ține de achiziții publice, dar dumneavoastră spuneți că este anexa numărul 13 și 13A, care anul acesta este inclus în bugetul, în decizie de aprobare. Pentru anul viitor tot noi propunem să fie un proiect de decizie separat. Cum se votează și în bugetul de stat? Decizia, legea bugetară anuală conține doar sume care sunt cu destinație specială, da? Respectiv, repartizarea acestora este pentru hotărâri guvern separată. Uite, chiar și programul pentru infrastructura drumurilor tot este votată separat. Așa și noi ne propunem pentru anul viitor să fie un proiect de decizie separat cu fiecare, bine, componența aceeași, adică anexele practic aceleași să fie, dar respectiv să fie separat de buget totodată, suma, desigur, nu trebuie să fie depășită decât cei care este alocată. Ce sunt de achiziții pe drumuri? Bine, noi, legea spune că urmează să finanțăm doar drumurile de interes raional. Podurile, dacă ele sunt în perimetru drumului de interes raional, el are drept să fie reparat. Același trotuar, dacă este aferent drumului de interes raional, tot are drept să fie reparat. Asta este. Și până la urmă, adică dumneavoastră un pic aici ați spus că... Asta ca și cum eu... de interes raional, da, adică astea sunt, tot se includ în cheltuiele... Asta e precum eu am ușa de la mașină, dar pe urmă să iau și mașină. Facem trotuarul, pe urmă să facem drumul. Pe imote de ce am vorbit, ține de domnul Bagan, deja a spus.
Noi vorbeam că nu sunt cetățeni aici, dar mai rău este că nu sunt cel puțin șefii de direcții, exact, care trebuie să răspundă în locul dumneavoastră, la majoritatea răspunsă, dar majoritatea, nu știu, recomandărilor sau problemelor care le dăm noi acum. Și poate nu trebuie să răspundă că totuși s-au audieri, dar oricum, trebuie să fie aici pe loc, cel puțin să ne audă și dacă în caz ceva, să adapteze. Și ține de recomandările care le-a spus și domnul Bagan, am să mai repet o lecție, că să le argumentez cum le văd eu. S-a spus mai mult despre efectivul și organigrama care are Consiliul AML. Noi am formulat și recomandarea și cred că a ajuns și la dumneavoastră. Tot timpul este problema că nu sunt bani. Orice inițiativă vine, bani nu, este greu să găsim bani. Asta se înțelege, dar pe de altă parte, avem un efectiv care este mai mare și, spre exemplu, vorbim centrul tineret sau incubatorul de afaceri, spre exemplu, achităm doar salariul la oamenii care lucrează acolo și nu le dăm altceva bani ca să fac ceva activități. Și până la urmă noi nu luăm din trânsi sau nu scoatem din trânsi ceea ce ar trebui să fac, pur și simplu avem niște salariați care stau bine, nu știu, nu pot spune că ei nu lucrează, dar în sens că atunci când ai și un buget pentru activități, înseamnă că el își dă ceva rezultate din asta. Când aștepți doar îi dai salariul și el stai de la 8 până la 5 și el nu reușește să atragi la surse de finanțare, el până la urmă îl folosești timpul care îl are acolo fără mare folos. Și aici se vede că sunt mulți domenii în care se poate economisi de optimizat cheltuielile și, cum a spus domnul Andrei, este raportul care îl face specialistul pe resurse umane și vedem că în fiecare an, la aparat, este o economie care se poate făcut, la finanțe este, la economie este, cam în toate direcțiile este câte opoziții, două, trei, care în fiecare an, ele deja nu s-au ocupat de mulți ani de zile, respectiv, ele stau pur și simplu pe foaie. Am zis că dacă sunt vacanțe, nu sunt planificate anul ăsta, dar deja nu știu dacă... Am redus din cheltuielile salariale pentru că cadrul de resurse nu e permis. Planificăm în volum care a fost volumul solicitărilor de la direcție, da? Respectiv, am avut un cadru de resurse UTX, da? Nu avem așa un mare venituri, adică așa un spectru mare de venituri. Avem doar transferul, practic. Ce și-am menționat, că dependența noastră bugetul este foarte mare, 94% asta e foarte mult. Și deci venituri, restă, asta este, bine, reglementarea legală, da? Pentru că bugetul regional este format din, uite așa, venituri, din transferul și unele venituri generale, da? Asta este, da? M-am spus că anul acesta a fost diminuate de chiar și taxele pentru resurse naturale, de acumulări, care deja nu mai vin la noi, vin la bugetele locale nivelul 1 și la bugetul stat. Pentru bugetul regional și este o sumă nesemnificativă, dar avem alte regioane care au sume mult mai semnificative. 4 milioane, 7 milioane, pentru noi care nu ne efectuează asta. Noi trebuie să vedem cum facem așa, ca banii care sunt, să-i folosim, să dea cel mai mare rezultat. Trebuie să vedem unde sunt pozițiile în care trebuie să avem alte soluții decât care sunt acum. Și țin de activități culturale și sportive, domnul Andrei nu vorbea că nu se face nimic la nivel de raion, nici într-un caz. Se vorbește că sunt activități de la nivel raional, chiar național, ele se fac de alte unități, nu știu, de instituții, de asociații, dar ele nu sunt susținute de Consiliul Raional. Respectiv, dacă ele promovează raionul, și ar trebui să fie susținute, cel puțin cu o sumă oarecare, nu foarte mare, dar la anul să fie AIPROSOP, din cât știu, de mulți ani zile, nici nu s-au auzit de AIPROSOP, nici nu se susține. Iar Marocul Miorița, așa cum este el, da probleme, da se organizează, nu știu, poate cuiva nu-i place. Dar oricum, este un festival care toată lumea ne știe după festivalul ăsta. El tot ar trebui luat în considerare și depus că ceva de susținut, că chiar ne face față și multă lume ne știe ce mișlie după niște evenimente care nu sunt făcute de raion, dar oricum, ele contribuie mult la imaginea raionului. Activitățile este în parteneriat, ar fi bine și asta ar fi bine să audă deja acolo unde ele susțin, la cultură sau cine mai este acolo. Ce ține de elevi? Dumneavoastră a spus că mediul undeva pe elevi e de 19.020 de lei. Este costul stabilit. Costul stabilit. Da? Și ne-ați spus despre... Da, ne-ați spus despre școlile astea, grădinițe, care au 1.374.000, undeva 50 de elevi, este 27.000 de elevi pe an. Este aproape cu 8.000 mai mult. Nu știu care e logica, am mai întrebat și atunci când a fost raportul domnului Vasile, n-am primit un, trebuie de ținut și gata. De ce ele se țin până la urmă dacă așa e de mare costul? Eu cred că dacă s-ar da un transport și mai ales că sunt locuri libere în instituțiile prin prejur și sunt cazuri în care distanța care parcurs pentru un elev sau pentru un copil este mai mare decât este la nivel cu localitățile astea. De ce se țin așa cu dinții ele? Nu se înțelege până la urmă. Da, poate sunt activi, dar credeți-mă, în 3-5 ani oricum în satele este o să fie cu mai puțin copii și faptul că se face acum un vecel, peste câțiva ani nu o să fie folosit vecelul. Celor degeaba să alocă banii ăștia acum din buget. Și niște bani care până la urmă nu o să fie folosiți pe termen lung. Pentru un an, doi și mai departe ce facem? Nu găsim acum bani pentru niște activități care sunt mai urgente, dar găsim pentru ceva care se poate economisi. Banii ăștia care pentru instituțiile, în alt scop nu pot fi
de orientație, doar pentru instituții de învățământ. Nu se utilizează, înseamnă că nu rămâne nici în bugetul orientat, rămâne doar în bugetul de stat. De ce sunt instituții astea? Asta era întrebarea. Dar vă spun, cred că dumneavoastră îmi răspundeți acum, dar nu dumneavoastră trebuie să răspundeți. Ar fi bine, poate cineva... Cum e de punct de vedere financiar? Eu înțeleg. Dumneavoastră tehnică faceți lucruri, dar la nivel aici ar trebui să fie și factorii de decizii, poate care mai... Asta ar fi un respect de partea lor, pentru că, am adunat 2-3 oameni care vin din societatea civilă, dar asta mai mare respect este să aibă oamenii care răspund din buget până la urmă. Poate consilierii noi trebuie să fie aici. Rău că nu prea se interesează. Să nu scuzați, dar avem un an electoral, da? Totodată a fost rezolvat cumva de termenii legali, da? Noi trebuie până la 20 noiembrie să bugetul până la 10 decembrie urmează să fie deja aprobat, dar procedura de consultare durează. De ce și noi ne-am propus să inițiem procedura? Fiindcă ați văzut foarte bine, noi în bugetul renal nu avem cheltuieli capitale, inclus absolut deloc nimic. Adică, avem doar cheltuieli stringente. În cazul când deja săptămâna viitoare vom avea un consiliu nou și ne vom consulta, desigur, cu conducerea nouă, va fi necesar. Noi vom mai organiza încă o dată audieri publice și sperăm că să fim... Mă rog, mai mulți cointeresați în asta. Dar altceva vreau să spun. Noi, anunțul citării de audieri publice, a fost publicat și pe Facebook. Eu nu cred că cineva nu se uită în Facebook. Și nu contează că ești în consiliul ăsta sau ești un cetățean, ai drept să vii să participi. Altfel, noi nu răspublicăm pe Facebook, îi răspublicăm într-un cerc restrâns și asta este. Da, adică noi chiar speram să fie mai mulți anul ăsta. Mai mulți. Găsați pe internet. Respectiv, din sensul ăsta, suntem mulțumiți. Deja așteptăm, dacă o să fie sinteză, recomandările care le-am dat, dacă nu-s bune, să ne recomandați și nu-s bune, dacă se acceptă, o să fim tare bucuroși. Dar vă spun, asta ceea ce spunem noi, asta nu neapărat că este bine, ceea ce credem noi. Poate asta este bine, că credem așa. Știți, când a fost deja notificat în anul 2013, instituțiile de învățământ au trecut un zbor de Consiliul Rănal, da? Pe parcurs a fost deja aprobată hotărârea 868 din 2014, am trecut la un nou mod de finanțare, respectiv restricții, da? Care instituții pot beneficia de alocații suplimentare, adică deficit de buget, noi le spunem așa mai simplu, acoperire deficitul de buget, care nu pot beneficia. În anul 2007 au fost finanțate, sau în general gimnazii și licee, 34 de instituții. Deci la situația curentă avem doar 19, dintre care avem 2 instituții școli primare grădiniță, avem 13 gimnazii și avem 4 licee. Numărul de elevi, da, în fiecare an scade, noi vedem, anul acesta noi avem așa un decalaj mare, dar pe parcursul a 5 ani de zile, cel puțin 500 de elevi este în diminuare. Bine, că nu este vinovat nici primarul localității, nici noi ca Consiliul Raional, deci este factorul de migrație, nu este, adică nu putem să cumva să-l influențăm. Dar nu au deficit de buget într-atât de mare instituțiile respective, acestea două, avem și gimnazii care beneficiază de deficit în mărime de 1.500.000 lei. Adică bugetul lor format pe elev nu le acoperă nici cheltuielile salariale. Respectiv am spus că noi suntem, bine, noi elaborăm calculul ăsta care pentru acoperire deficitul de buget și luăm în calcul cheltuielile cel mai stringente. Adică nu ne stărâim să cumva să acoperim și instituția să, nu știu, cumva să cheltui bani în alte direcții. Și tot parcursul anului este monitorizat executarea bugetului. Da? Respectiv, cheltuielile salariale trebuie să fie depline, termoenergetici și tot așa mai departe. Dar și până la urmă nu avem alte, nu știu, instituțiile noastre sunt foarte bine precaute și chiar responsabile, cred eu, așa spun eu, în cheltuirea banului public. Până la urmă este managerul instituției responsabil de utilizarea banului public. Noi toți suntem, că până la urmă gestionăm cu banul public, dar citând din instituții de învățământ. Și nu știu dacă, bine, este și strategie, era citând de reorganizare a instituțiilor de învățământ. Noi, practic, am ajuns la etapa finală, din câte sunt minte eu, că în anii 2014 până în anii chiar 2017 au fost un șir de reorganizări, au fost închise multe instituții și acum avem o, spunem așa, o panoramă nu chiar bună. Unele instituții este o diminuare a numărului elevi chiar și cu 20, pentru că clasele gimnaziale sau pleacă și respectiv clasele primare sunt un număr foarte mic de elevi. Bine, nu putem să gestionăm factorul ăsta. De închis instituțiile, eu cred că e simplu să le închid. Nu le închis, dar câteodată la... Să le reorganizăm. Are trei etaje, la Ielcuje, trei etaje. Ele sunt conservate, domnule. Și două etaje închideți-le sau de colectație, de la cărzi, la perioada de iarnă toate instituțiile conservează câte un etaj. Noi avem
toate instituțiile, practic edificiile sunt ca un model, cum a fost odată. Asta este. Da. Și încă vreau să răspund încă o întrebare, dacă se poate veni. Divenitor, da? Dar fi binevenit să avem o gamă mai largă de venituri, să găsim o soluție cum să acumulăm mai multe venituri, ca să putem să cheltuim mai mult. Asta este binevenit, desigur, că și am avut parcursul anul precedent și anul acesta avem și donații și granturi, foarte binevenit. Da, e greu de multe ori să găsim o contribuție la cadrul unui oricărui proiect. Chiar anul ăsta avem două proiecte, da? Avem și Consiliul Județean Iași, contribuția noastră nu este mare, dar proiectul, suma proiectului nu este într-atât de mare cum impactul lui. Da? Impactul e foarte mare, pentru că e destinat pentru copii cu CES din Institutul de Învățământ. Fiecare, practic, fiecare instituție avem 19 centri de resurse, deci au fost dotate începând cu anul 2013, cumva au fost alocații mai mari, acum practic se întreține cadrul de sprijin care este instituit. Ce ține de numărul de unități, cum și-am menționat, deci statele de personal, cât și organigrama, este adoptată de către Consiliu. Nu noi suntem cei responsabili. La elaborarea bugetului, noi luăm în calcul cel ce este existent. Noi nu avem, nu în competența noastră ca să diminuăm cumva, chiar și, nu știu, cumva să prevedem asta în proiect. Trebuie să avem un proiect, un decizie adoptată de Consiliu ca să fie luat ca bază pentru anul următor sau ca să modificăm cumva bugetul. Asta este ce este. Nu, deci șef da. Direcției asistență socială NASF, eu înțeleg. Cum? Direcția asistență socială în general nu este, nu va fi deja în subordinea noastră. E dedicat sau cum? Este decizia de Consiliu. Stați un pic, nu, urmează fi o procedură legală, da, care să fie implementată. Până la finele anului mai este timp, da, începând cu 1 ianuarie, Direcția Asistență Socială cu toate serviciile ei deja nu se mai regăsește la noi în buget, cât și azilul de bătrâni. Deja va fi subordonată Ministerul Muncii și Protecției Sociale și gestionată de către Agenția Teritorială, care încă nu este fondată. După câte am înțeles, începând cu 1 decembrie, când proiectul ștânii de regulamentul și statului de personal este în etapă de consultări publice, pe site-ul particip. Deci schimbările sunt în 2024? Deja sunt, da. V-am spus că noi din bugetul renal pentru anul viitor deja avem o diminuare de buget. Da. Da. Referitor la propunere referitor la Centrul Renal Tineret și Mișlen. Am mai întâi o întrebare. Care este suma planificată pentru întreținerea și salarizarea? Deoarece în proiect văd 344.000, dar asta include și activitățile sau doar întreținerea? Da. Și activitățile. Care este suma pentru activități? 30.000 de lei. Anul acesta s-a înregistrat insuficiență la salarizare, cu tot că în trecut a fost planificat 281.000 de lei. Anul ăsta planificăm la fel ca să fie deficit? 281.000 de lei au fost planificate în începutul anului. Da. Acum, suma bugetului este deja mai mare. Nu, suma nu mare, au fost 281.000 de lei. 40.000 de lei, deci deja cheltuieli salariale sunt mult mai mari. Da. Cheltuieli salariare mai mari, dar proiectul rămâne același. Sumele pentru anul viitor rămân aceleași. Asta unul. La, doi la mână. Anul trecut tot 30.000 a fost pentru activități, ca până la urmă 25.000 să fie redirecționate pentru necesități de întreținere. Deoarece nu se ajungea pentru achitarea spațiului. Anul ăsta se repete. Bine, și nu a fost, o insuficiență și de cheltuieli de întreținere. Nu este cumva... Nu vreau să spun că vină, că noi nu suntem... Nu este... Proprietarii... Nu, nu, vreau să spun că nu este nimeni vinovat, fiindcă anul acesta prețurile la consum, da, și ținii de gaze naturale și de lumină au fost, au variat foarte tare, da? Asta este. Și nu a fost planificat suma corectă sau suma destul care va fi pentru anul, pentru anul întreg, da? Nu este. Dar odată și este insuficiența respectivă, noi începem să identificăm din interior, da? Dacă nu este, nu este o soluție din exterior, adică instituție până la urmă. Asta este. Da. Până la urmă, suma rămâne aceeași. Pentru anul prim, adică pentru anul viitor. Având în vedere că pentru anul viitor nu știi cum vor fi taxele la gaz, energie, electric, tarifele, toate, și taxele din partea primăriei pentru spațiu, dacă ele sunt, sau ele sunt gratuite. Noi ce am văzut noi scrisoarea adresată de către primăriul orașului și de spațiilor, chiar nu am fost la curent până la urmă, da? Respectiv, bine. Trebuie să găsim soluții. Și majorarea acestea, avem în vedere că anul 2023 s-au înregistrat acele neajunsuri și programul din anul a fost necesar de a distribui pentru acoperirea salarizării. Și atunci, dacă suma rămâne exact
aceeași cum anul trecut, anul de 7 prețele, bine, 10.000 mai mult dacă nu mă greșesc. 281.000 lei au fost aprobate, plus 40.000 lei care au fost deja... Iar acum 20.000 diferența, dar nu știu dacă acoperă necesitățile prin anul 2024. Și totodată vin cu propunerea de a majora bugetul pentru activități, de a solicita managerului centrului de tineret elaborarea unui nou plan de activități. Anul trecut a fost elaborat plan de activități pentru 88.000 de lei, un plan concludent, un plan pentru dezvoltarea tinerilor pe diferite sectoare, atât instruiri, plecări, vizite, pentru a activiza sectorul tineret în raionul Cimșlia și a putea lucra la nivelul raionului, deoarece la momentul dat se lucrează doar la nivelul orașului, din insuficiență de surse și din imposibilitatea de a te deplasa în alte localități, ori pentru imposibilitatea tinerilor de a se deplasa în centrul de tineret care se află în orașul Cimșlia. Solicitarea este de a majora și de a revedea planul de activități. Totodată, o altă solicitare este includerea programului de granturi pentru tineri și suma de 100.000 de lei, cum în anul mai trecut, da, 2022, da, mulțumesc. Includerea 100.000 de lei pentru programul de granturi, având în vedere că agenția deja este bine pus pe picioare și urmează semnarea acordului, dar acordul deja a fost semnat, din câte eu cunosc, cu Consiliul Raional, între agenții. Dar până la urmă, la anul este asigurat că agenția va fi capabilă să transfere banii la timp ca să fie realizat programul de granturi. Mulțumesc! În primul rând, am spus, de elaborarea bugetului pentru centrul tineret nu este responsabilă direcția noastră, dar noi includem un buget, da? Cetăni de cheltuieli salariale pentru anul 2023 chiar. Noi am inclus, am luat în calcul toate direcțiile și secțiile, cheltuieli salariale 100%, plus încă am inclus și premiul anual care se acordă în luna decembrie. Dar ținând cont de faptul, încă o dată mai repet, că a fost aprobat sporul ăsta cu, la salariul de 1.300 de lei, da? A creat o insuficiență care, bine, noi nu am avut cum să o remediem, dat fiind fapt nu au fost alocate resurse financiare la bugetul de stat. Să fi fost alocate resurse financiare, deci fiecare buget era să fie precizat în suma care era necesară, da? Respectiv, era să activați conform planul care l-ați avut. Că sunt resurse insuficiente pentru activități, pentru tineret, noi suntem de acord cu noastră, da? Dar nu avem resurse destule pentru a acoperi toate solicitările. Și tine pentru anul 2024, deci, cum și-am menționat, pentru alte cheltuieli sau alte solicitări, așteptăm executarea bugetului pentru anul 2023. La 1 ianuarie va fi deja atestat soldul, mărimea soldului bugetar. Deci, și de cum vor fi revizuite sau examinate toate propunerile care au fost înaintate și necesitățile. Totodată vreau să spun că deja săptămâna viitoare formează să avem alte producere. Fiecare conducător, manager, prioritizează cheltuielile, independent de cadrul de resurs care este disponibil. Asta este. Necesități, solicitări tot sunt foarte multe. Dar nu avem atâtea venituri să oferim. Eu ce spun. Susțin și inițiativa domnului Bargan vis-a-vis de identificarea surselor financiare pentru elaborarea unei strategii sau unui plan de acțiune pentru tineret, care nu există astăzi. Și totodată eu vorbesc de bani pentru poate contractarea unui expert pentru elaborarea acestei strategii sau plan. Și totodată pledez pentru ca centrul nostru de tineret să aibă și un spațiu cum stau ei prin chirie și da, asta este chiar neserios. Eu știu nemulțumirea tinerilor din Cimșlia și noi, eu sunt sigur că Consiliul Raional poate să identifice un spațiu decent cu sală de ședință, acolo unde pot tinerii să organizeze tot felul de activități care sunt planificate, gândesc eu deja.
În afară de aceasta, dacă vorbim de transparența decizională sau transparența, să sporim transparența activității Consiliului Raional, de ce nu doriți sau să, rugămintea mea este să identificați niște surse financiare pentru transmiterea online a ședințelor Consiliului Raional, pentru că asta, într-un fel, ar responsabiliza și consilierii să fie mai organizați, să vină cu inițiative mai bune și ședințele să fie, sincer, mai organizate decât cum le știm noi, cum se desfășoară. Știi, noi propunem așa ceva să facem, dat fiind faptul că avem deja ceva nou, avem, da, necesită un pic de suplimentat, da, sau de acomodat sistemul care îl avem noi. Ne-am propus chestiile astea ca să fie, da? Asta este, dar de... Să discută, să identifică bani, dar până la urmă văd că acest lucru nu se face. Vorbesc de accesul pentru persoane cu dizabilități în incinta Consiliului Raional și chiar să ajungă chiar și la sala aceasta. Eu nu cred că sunt mari, necesită surse financiare, doar trebuie pur și simplu să dorească. Identificați bani, vă rog, și construiți o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, locomotorii și chiar poate un ascensor, asta nu este scump, alte instituții fac acest lucru, ca persoanele cu dizabilități, locomotorii să aibă acces în clădire și chiar în această sală. O altă inițiativă a mea ține de activitatea Serviciului de Asistență Psihopedagogică, pentru că vedem că numărul copiilor cu CES crește, cu regret, noi recunoaștem acest lucru. Acest serviciu nu are nici până astăzi transport de serviciu și specialiștilor le vine greu, foarte complicat, se deplaseze la instituții de învățământ din localitățile rurale sau să comunici cu părinții, pentru că este o problemă foarte mare pentru societatea noastră. Și ca să eficientizăm această activitate, acestui serviciu. Plus, din câte știu eu, acești bani nu au fost bugetați acum pentru anul acesta. Da, pentru activitatea serviciului. Sunt bugetați doar bani pentru salarii și reținerea încăperilor. Este bugetat? Adică în la dispoziție direcția învățământ, dat fiind faptul că serviciul respectiv este în subordine de direcția învățământ, deci, cum spune doamna Caterina, nu este economist în cadrul direcției învățământ, sunt mașini Nu trebuie să abordăm așa, că să ne mânțănim cu ce avem. Haideți să facem ce trebuie să facem. Deci, ce sunt dispații la centru de direcție? Sunt de acord cu noastră, adică întrebarea respectivă nu este de astăzi. Da, urmează să fie examinată. Eu cred că deja doamna Irina, ca manager interimar al centrului, dacă are dumneavoastră vreo propunere, probabil că ar trebui să o propună, da, să meargă cu propunere. Știm că este problema, da, urmează să fie soluționată. Eu sunt aici cu totul de acord. Desigur că este necesar. Cetățenii persoane cu dizabilități, tot este o întrebare care are dreptul să fie și respectiv chiar este o problemă foarte importantă. Poate dacă nu am răspuns la unele întrebări, le aduceți aminte că așa de multe propuneri au fost, eu n-am reușit. Ele sunt filmate și înregistrate, dacă ceva. Eu vreau să răspund la toate, de ce nu? Întrebați încă o dată dacă are cineva să concretizeze. Alte întrebări sau cele care nu am reușit să răspund? Mulțumim pentru deschidere și prezentare, pentru că cât de cât a fost deschis, prezentat, dar era dorit să fie aici șefii direcției și că noi am avut și alte întrebări acolo și la direcții. Spus da. Că dacă va fi necesitatea sau va fi poate o solicitare
Noi suntem dispuși să ne organizăm o dată copii publice, deci suntem deschiși spre o cooperare, respectiv. Dar ceea ce am propus astăzi, vă rog să luați în vedere și să fac o sinteză a recomandărilor, ca să înțelegem că data viitoare, dacă venim, să nu atestăm faptul că din ceea ce am vorbit sau am propus, nimic nu este evidențiat și afișat și cunoscut consilierilor. Că s-au mai întâmplat și așa, dar consilierii au zis că prima dată au zis. Mulțumim! Da. Vă mulțumim mult pentru prezență, pentru că ați găsit timp să veniți aici. Vă mulțumim mult pentru gestul meu.